Bine m am regăsit la Constanța TV, sunt Emil Tatu și astăzi discutăm despre demisii. Despre demisii de onoare sau despre demisii din principiu sau despre orice altfel de demisii. Winston Churchill spunea că a fi politician înseamnă să știi dinainte ce o să se întâmple mâine, săptămâna viitoare, luna viitoare și apoi să fii capabil să explici de ce nimic din toate astea nu s-a întâmplat. După generic, aflați și cu cine stăm de vorba astăzi la întreal Doamna Mihaela Scriciu este invitată mea astăzi la Constanța TV. Bine ați venit, doamnă, la Constanța TV. Vă mulțumesc pentru invitație. Dați-mi voie să vă prezint. Sunteți fostul lider al Organizației Județene de Femei a Partidului Național Liberal. Tocmai ați demisionat săptămâna asta. Exact, luni. Bă, înainte să vă întreb de ce ați demisionat, haideți să ținem puțin publicul în suspans. De când sunteți dumneavoastră membru PNL? Eu sunt membru a Partidului Național Liberal din 2015. Vin din mediul privat, în 2016 am participat în campania domnului Chițac, atunci când am fost contactată și chemată, pentru că nu ați am crezut în. Nu ați aveam avut încredere. Este hashtag-ul actual exact. cu aveți încredere. La acel moment, chiar eu, poate mai puțin, pentru că eu am considerat că mă voi duce la partid doar când voi fi chemată. Dacă mă sunau și îmi spuneau că avem o acțiune, vino și tu, veneam. Nu mă duceam altfel, pentru că așa am considerat eu, dacă aveți nevoie de mine, mă căutați. Ați intrat activ în viața de partid încă de la început? Uh, nu, nu în 2015. În 2016 am participat în campaniile domnului Chițac. Din păcate, știți că nu a câștigat domnul Chițac în 2016. Au fost, pormă, alegerile parlamentare în 2016, în noiembrie, care au fost... Uh, aproape dezastruoase și alea pierdute, pentru PNL. Da. În 2017 a fost cam un an de acalmie. Însă în 2018, domnul președinte Huțucă m-a contactat și mi-a propus să preiau organizația de femei la nivel județean. La acel moment existau trei organizații de femei în municipiul Constanța, în Mangalia și una mică în Năvodar. De existau trei. Pentru a putea să ducem la... Îndeplinirea acest deziderat de a organiza. La nivel de județ la nivel de femei, da, da? A trebuit să muncim și să organizăm OFL-uri, cum se numesc, Organizații de Femei Liberale, la nivel de sate, comune, de fapt nu sate, comune, orașe, municipii. Drept urmare, tot 2018, cam asta am făcut, de la începutul anului până în noiembrie, când am avut alegerile și. Am candidat, am fost unic candidat pentru această funcție, iar de atunci din, mi s-a dat interimatul în iunie, pentru ca să și pot să fiu prezentă, prezentată drept președinta OFL-ului. Și în noiembrie am avut alegerile în organizația de femei, iar din noiembrie 2018 am fost foarte activă, în sensul că am participat la toate ședințele de birou politic național din țară la care am fost contactată. Arad, Cluj, Târgu Mureș, București, nici nu mai spun. Nu am lipsit. Deci chiar am reprezentat... Ați făcut parte din activul disciplinar de partid. Adică exact. ați fost acolo unde partidul a cerut, exact. partidul a vrut să fiți prezentă, dumneavoastră ați fost prezentă și ați muncit pentru PNL. Exact. Haideți să venim în prezent. Ați anunțat cumva din, din nimic așa o demisie. Cu ce a coincis demisia asta? A coincis cu evenimentele de pe plan național? Cu demisia domnului Câțu? Ați vrut să veniți în, în, în umbra domnului Câțu? Sau nu neapărat, demisia mea nu a fost un act pe care l-am făcut sub un anumit impuls. Am gândit demisia de ceva timp și bineînțeles că am pus în balanță și avantajele și dezavantajele unei demisii dintr-un partid aflat la guvernare, dintr-un partid care pe plan local a câștigat patru campanii electorale, deci noi în Constanța le-am câștigat pe toate patru și dintr-un partid care pe românește se la butoane. Pentru că... Și asta înseamnă că dumneavoastră, așa gândiți dumneavoastră, n-ați demisionat dintr-un partid care e pe cale să se scufunde, ci ați demisionat dintr-un partid care e în continuare pe niște cai mari. Uh, Cum vedem lucrurile? Cei mai mulți uh, din afară așa vedeau lucrurile. Mă ești consilier județean, mă ești președinte Organizației de Femei Liberale, mai ai muncit în patru campanii. Nu renunța, nu da cu piciorul la tot ce ai clădit. Și, într-adevăr, în acești patru ani de zile, S-au clădit multe. Însă, în partea cealaltă a balanței, au cântărit mai multe evenimente, și poate demisia lui Câțu și pregătirea domnului Ciucă, așa din Joben, noul președinte al Partidului Național Liberal, a fost ultima picătură. Dar nu a fost o picătură mare această situație. Da, a fost suficient de mare încât da, să, a, să fie o exact, saturație. Să fie, da. Exact, o saturație. După alegerile din 2020, alegerile locale, am avut imediat parlamentare. Eu, în perioada aceea dintre locale și parlamentare, m-am îmbolnăvit de COVID și nu am putut chiar să uh, fiu activă imediat. Cum mi-am mi -am terminat perioada de carantină, m-am dus la Cuzavodă. Acolo am avut uh, prima, ieșire, prima, prima ieșire. Uh, am fost foarte activă și pentru parlamentare. La parlamentare, deși Constanța a avut, PNL în Constanța a avut un procent bun, s-a întâmplat ceva cu aur și eu după aceea am o părere despre ce s-a întâmplat cu aur și cum a fost posibil ca aur să crească atât de mult de la locale la parlamentare. Cum s-a întâmplat? spuneți în părerea dumneavoastră. Deci părerea mea este că aur a crescut datorită mediului rural, Datorită factorilor de decizie din mediul rural. Vă referiți la cine când spuneți factor de decizie? Păi, cine este factor de decizie într-un mediul rural? Păi primarul, opa exact, și Popa și Medicul. Opa, popa și Medicul. Bun, da. deci arătăm cu degetul la biserică. Da, eu așa am considerat că pe partea aceea s-a mers foarte mult și din surse neoficiale am auzit că și la sfârșitul slujbei oamenii erau îndemnați către acest partid. În tot județul erau îndemnați oamenii către acest partid? Uh, în adică anumite... putem să spunem că a fost o acțiune concertată, cumva, a Arhiepiscopiei Tomisului în județul Constanța, să se ridice aur? Vă întreb. N-am spus eu asta. Uh, nu leg neapărat cu Arhiepiscopia Tomisului și cu uh, exponentul. Și cu un eventual grup din interiorul Arhiepiscopiei. Da, da. Deci este clar că de acolo s-a pornit, pentru că uh, toți suntem activi pe Facebook și de acolo ne extragem anumite informații. Și vedeam că de foarte multe ori uh, reprezentanții celor de la aur închid, închideau uh postarea cu Doamne ajută și cu uh, niște expresii pe care noi ceilalți nu prea nu le. folosim. să ne ferim folosim. să folosim uh, cuvinte și anume să identificăm persoane. A fost văzut domnul George Simion de foarte multe ori în uh, prezența și în compania Arhiepiscopului Tomisului. Deci legătura între cei doi e ușor de făcut, e, e facil. Există. De asta vă întrebam dacă și dumneavoastră ați văzut același lucru. Chiar am discutat și aici cu uh, domnul Daniel Citerigă, decanul da. prodecanul facultății de istorie. Când discutam despre legionari și comparația cu ce se întâmplă acum cu aur. Aceeași era și părerea că implicarea bisericii în creșterea aurului este cât se poate de evidentă. Și să vă mai spun ceva, dovadă în ceea ce spun eu este că după ce domnul George Simion cumva și-a adunat baza partidului de un anumit nivel, acum la Constanța avem un exponent, la aur, avem, ok, aur are un exponent care vine tot din zona aceea. Ce anume la cine vă referiți? La domnul care este acum președintele uh, Aur. Mă, Și credeți este... că nu știu cine e președintele Aur în Constanță? N nu știu exact numele, știu da. că vine din asigurări, este un domn mai solid, dar știu sigur că a terminat tot, uh, mă rog... Teologia. Teologia, exact. Deci, tot din zona. Da, cea... E un filon conservator în, în zona de teologie, și care a dus până și la extremism. Că aurul e considerat, ar trebui să fie considerat până la urmă un partid extremist, având în vedere niște ieșiri în decor cu niște declarații la un moment dat. Exact. Bun. Și îmi spuneți că, având în vedere ascensiunea aur în acel da, interval eu de timp? Da. Și la locale, și la uh, parlamentare, am avut uh, de supravegheat zona Cernavod, Aliman. Ostrov, Angel, Saligni, Seimensi și Siliștea. Nordul Județului, da. Da, erau, erau cumva, era înainte zona domnului Iordache, Dumnezeu să-l odihnească, și cumva eu a trebuit să preau. La locale am fost mai implicată, la uh, parlamentare, slavă Domnului, m-a ajutat și colegul meu Bogdan Barață și cumva zona aceea care e destul de mare, am făcut-o împreună și noaptea împreună am strâns buletinele de vot și am venit către, către Constanța la parlamentare șocant era că eu trebuia să dau situația cu PNL, PSD, PMP și cred că Pro-România. Și brusc apărea aur. aur. Aur nu exista nici măcar în lista mea să văd mai câte voturi au strâns cei de la aur. Și ca și punct de reper ne-am așezat la Cernavodă, fiind orașul mare, având primarul nostru, așteptam acolo să vedem ce se strâng. Iar în Cernavodă este o zonă, mi spun cartierul Columbia, o zonă, mă rog, Așa o denumesc ei, iar de acolo veneau listele cu aur înaintea PMP, nu mai conta. Oricum, nu prea contează. Dar la momentul respectiv nu, nu se aștepta nimeni ca pe primele două locuri să fie ori PNL, ori PSD la, în, în luptă cu, cu aur. Păi asta e partea cumva greșită a partidelor mari, că nu s-au așteptat. Um, Pentru că aur a venit acolo unde partidele mari nu știu să se uite. La cei mai simpli oameni. Adevărat. La cei adevărat, mai simpli români, la cei adevărat. mai amărâți români. Acolo știu să se ducă votează, aur. Și care votează. Și care votează. Și asta nu au știu să facă partidele mari. Um, să se ducă acolo. Probabil că au pierdut din vedere. Ce pot să reproșez pnl ul este că în perioada aceea, fiind și pandemie, într-adevăr, au luat, partidul a luat niște decizii uh, ce au fost uh, puse pe tapet în de favoarea noastră, închiderea piețelor. A fost un mare tamtam. -tam, era iarnă, înghețau oamenii. Guvernul la Orban, dacă nu mă înșel. Da, Orban a ieșit după aceea și a spus că uh, domnul președinte Iohannis i-a impus atunci să închidă piețele. A fost o nebunie cu acest virus, pentru că toată lumea se întreba virusul uh, circulă doar în piețe și în afara piețelor și așa mai departe. Uh, pot să spun că am pierdut cumva pe mâna noastră parlamentarele și a fost un moment... Uh, Trist, pentru că eu personal, la cât am muncit aici, da, Constanța a câștigat, dar la nivel național am pierdut și nu, nu că n-am înțeles. Surprinzător să aud din gura unui fost penelist faptul că ați pierdut alegerile parlamentare. Pentru că dacă întreb acum orice penelist activ în Constanța, eventual, o să spună că PNL a câștigat parlamentar. La Constanța, da, dar. La nu, nivel... Chiar și la nivel național. Discuția așa a fost. Adică imaginea, chiar dacă procentual a fost da. alta, PNL a avut discursul de câștigător. Și întotdeauna s-a considerat câștigător. Probabil că așa am vrut să ne arogăm. Vedeți, vorbesc încă cu pluralul. Încă da, nu și prezentul. Nu m-am dezobișnuit. Cumva în prezent, da, aveți un plural, noi. Sunt, uh, demisia mea este încă foarte, foarte proaspătă, încă nu mi s-a uscat uh, semnătura. S-a luat act de ea? Sunteți încă membru PNL? Adică... Nu, s-a luat act de ea, pentru că știți, demisia este un act unilateral uh -huh. și am depus-o de luni de dimineață, de la prima oră. Fără preaviz. Să... Nu ați mai rămas și preaviz să vă strângeți lucrurile de pe birou, eventual, dacă Asta aveți Dacă aveți. Asta cumva acolo. mi s-a reproșat că nu i-am avertizat, dar, cum și dumneavoastră sunteți avocat și știți, la demisie, mai ales în cadrul acesta politic, o dai și aia e. Nu trebuie să avertizezi, nu trebuie să dai un preaviz, nu scrie nici în regulamentul. PNL și absolut pe nicăieri că trebuiau să le dau un hint. Cu toate, ați ieșit pe ușă și a trântit-o în urma dumneavoastră? Nici măcar nu am trântit-o pentru că știți cum e, atunci când depui munca într-un sediu... Da, nu-ți vine nici măcar să trântești ușa că te gândești că le faci o mică pauză și tot te gândești că mai nu e cazul Aveți să probabil putești. și prieteni acolo, colegi cu care ați legat și relații da, de prietenie. Da, da. M-au sunat de la o altă publicație și m-au întrebat la sfârșit dacă mi-a rămas un gust amar și le-am spus că nu, pentru că nu mi se pare corect după câteva zile să spun că mi-a rămas un gust amar pentru că eu acolo am avut o relație foarte bună cu primarii, cu președintele de organizație, cu secretarul general, cu prim vicepreședinți. Eu nu am plecat din cauza lor. Eu nu le reproșez lor pe persoană fizică. Băi, cu tare X sau Y m-a determinat să iau această decizie. Exact. A fost un complex de factori. Și încetul cu încetul toată situația m-a determinat să spun la un moment dat, băi, stop, aia e, trebuie să o fac, trebuie să o fac. Și până la urmă, de ce ați făcut-o, concret? Păi, să vă spun de ce, așa, pe etape pe cât pe de cap. În momentul în care -am, am susținut jurământul de consilier județean, eu, cu mintea și imaginația mea din afara politicii... Sunt, erați la primul mandat. La primul mandat am depus jurământul frumos și ce credeți că am făcut? Am traversat... De la prefectură la um, librăria baroului și mi-am luat codul administrativ. Pentru că, în acel moment, am zis, băi, de asta sunt consilier județean, nu vreau să fiu prinsă cu garda jos, să fie o situație în care. -o -o Ați simțit știu? încărcătura momentului, a mandatului, a responsabilității zis, pe care v-au pus-o cetățenii pe umeri. Să, umeri? să facem lucruri, <coughs> Da? să rezolvăm, să aducem plus valoare, nu să mutăm munții din loc, dar așa, măcar puținul, puțin câte puțin. Ok, a fost perioada aceea de iarnă, deci. Am am depus jurământul sfârșitului octombrie, începutului noiembrie 2020, au venit sărbătorile, a venit anul 2021, am început să ne organizăm. Ca și uh, lider al consilierilor județeni, județeni a fost una dintre colegele mele, care era deja la al doilea mandat. Uh, a fost cumva, pe principiu, eu sunt al doilea mandat, uh, eu sunt lidera consilierilor județeni. Au funcție auto acordată cumva. Nu, chiar, a colegii rog. Deci cu acceptul conducerii, însă la acel moment mai aveam colegi care erau la al doilea mandat și le-am spus, dragilor, dacă mergem pe acest principiu să nu aplicăm dubla măsură pentru că la municipiu, consilierii municipali au un lider de uh, consilier, da, un lider care este la primul mandat. Deci, hai să vedem. Ați avut o mică luptă internă, îmi dau seama, acolo, pe liderul de consilieri, da, care oricum că... nu are vreun rol atât de important. Dar acum un partid, orice funcțiuță, oricât de mic ar fi, ea contează, v-ați luptat puțin intern deci, acolo liderul pe... consilierilor... Cine era liderul consilierilor? Doamna Topolov este doamna liderul... Doamna Topolov. Ia să vedem, poate o invităm pe doamna Topolov în emisiune. Mai cunoaștem și noi din politicieni. Da, Eu n-am auzit de Este doamna o, topolov o foarte bună acolo. idee. Este o foarte bună idee. Și la momentul acela când l-am spus mai trebuie să avem aceeași măsură. Care este criteriul de evaluare și de alegere a, liderilor, a liderului de grup? Mă rog, întrebarea mea a fost retorică. N-am primit niciun răspuns. A devenit spus. retorică. Ea, de fapt, n-a fost retorică, da, dar a devenit retorică. A devenit, e ca a devenit. atunci când rămâi cu o mână întinsă către cineva și spui, Ei, lasă că păi ce mai să... vedem mai târziu. Cam așa a fost și cu întrebarea dumneavoastră. Ce să-mi spune dacă la municipiu se aplica altă regulă? La municipiu, liderul consilierului municipal este Ionus Rusu, care era la primul mandat, când, în fapt, acolo erau trei doamne consilieri și Constina Vătafului, deci patru, cu mandat în spate. În spate. Și asta înseamnă că nu este meritocrația criteriul pentru care se dau astfel de funcții da. în PNL, cel puțin. Eu nu consider că vechimea te califică din start să fii tu pentru că ești mai vechi într-o anumită... Deci nu. Sigur că da, dar dacă tot aplici criteriul ăsta, exact. măcar aplică-l peste tot. Și Corect. atunci, care a fost criteriul? Nu ați aflat nici măcar... Așa, prin neoficial. A fost care... un, uh, un context. A fost un context. Uh, probabil uh, buna relație uh, de colaborare a doamnei Topolov cu domnul președinte al Consiliului Județean. Asta a contat. Deci din domnul punctul... Mihai Lupu a numit-o cumva pe doamna Topolov? Nu, nu știu dacă a numit-o. N-aș putea să spun că asta. a oferit sprijinul necondiționat în a deveni liderul Consiliului Județean. Probabil că avea și mai mult timp de a se implica și de a fi liderul Consiliului Județean. E, în acel moment, uh, vă dați seama că eu mi-am expus punctul de vedere nu între patru ochi, ci într-o uh, ședință în care erau și colegii mei. Uh, pentru că eram la început și pentru că erau multe proiecte de hotărâri, uh, eu le citeam și aveam întrebări. Și opinii, eventual. Uh, nu neapărat opinii. Eu. Întrebam, ca să înțeleg, în primul rând. De multe ori aveam situații în care, pe care vreau să le clarific, din punct de vedere al formei, nu al fondului. Adică, eu nu aveam o problemă cu pe proiectul fond. în sine. Nu. nu. Niciodată A... la niciun proiect? Stați ajunge că ajungem în și acolo. În ca care nu mi-e, mie e foarte drag. Însă, nu aveam probleme cu proiectul în sine, ci doar cu problemele de, de formă, de exprimare și situa anumite situații pe care voiam să le înțeleg. Faptul că puneam că eram singura care adresam atât de multe întrebări și, și la comisii eram secretar la Comisia de Buget Finanțe, unde doamna Topolov era președintele Comisiei de Buget Finanțe și toate întrebările astea pe care eu le adresam cu scopul de a înțelege, a înțelege și de a îmbunătăți anumite situații mi-au fost atribuite drept tu ești aia conflictuală, tu uh, crezi conflicte. De fapt Pentru eu nu Pentru că ați ieșit din rând, cumva. Cumva, da. Eu ies din rând. Asta a fost, probabil, dezavantajul meu în PNL, pentru că simpla mea prezență crea anumite. Mi-ați spus o vorbă înainte de emisiune și vreau să spunem și în, și în emisiune că în politică trebuie să fii al cuiva ca să poți să faci ceva cu adevărat. Fost, a, a cui ați fost? A nimănui. Că nu cred că ajunge. Adică cum ați ajuns pe lista de consilieri județeni? Adică o să, o să vă spun mai... și asta. Aveți timp pentru două Avem. emisiuni. Deci eu sunt animă pentru că în politică se merge pe... Din păcate, ăsta este un principiu. Suntem așa, în spațiul acesta, Carpato Danubiano Pontic, mergem pe principiu acuiești. Ai un tată bine situat financiar și care este din Partidul Național Liberal din 1990 și a făcut și adres și are anumite funcții? Nu. Ai un soț bogat? Nu. Ai un cum să-l numesc ca să... Binefăcător. Un binefăcător. Din umbră care să doneze să... și partidului eventual niște bani. Și să și te că... susțină exact. și un binefăcător din umbră sau un binefăcător din cadrul partidului care să te poată susține și să te uh, propage? Nu. Ce ai? Muncesc. Eu muncesc. Și chiar am muncit în, acești patru, în aceste patru campanii și în acești patru ani. Ok, deci eu sunt cu munca și din punct de vedere a cui ești, a nimănui. Vezi că întrebarea asta e întrebare care este încă foarte, foarte... Despusă? Uh, Tinerilor neapărat. mai ales? Nu neapărat și să știți că nu numai în politică, din păcate, femeile pornesc din start cu acest handicap. Femeile în politică trebuie să fie ale cuiva. Femeile în politică care vin așa ca o floricică, băi, vreau să muncesc, să fac, să drec, să ridic, să fac, nu sunt bine văzute. Nu sunt bine, devin un, cumva... Spuneți că trăim încă într-o societate cumva misogină, Eu... sau cel puțin politica românească spun... e misogină? Eu spun, domnul tată, uitați-vă vă rog frumos la fotografii, sunt șase băieți și încă o doamnă pe acolo amărâtă aruncată într-un colț. Pentru că o să vi se răspundă, doamnele, femeile nu sunt atât de pasionate de a face nu politică precum sunt bărbații. Nu este adevărat. Nu are legătură cu pasiunea. Și cu ce are, de fapt, legătură? De ce suntem atât de puține? Uh, din punctul meu de vedere, este un cerc vicios. Noi, ca femei, nu ne susținem nu, una pe alta. Nu există solidaritate feminină. Și chiar mă uitam că dumneavoastră... ce spune multe. Da. Nu suntem educate așa. Mă uitam că dumneavoastră și colegii de la Barou merg în emisiunea în, la școli, la fi avocat în școala ta. Și mă gândeam că ar fi fost o bună oportunitate, oportunitate pentru femei, pentru fete, că nu sunt încă femei, ce sunt în școala generală și în liceu, să li se cultive această solidaritate feminină. Noi suntem ca femei cumva setate să vedem în cea de lângă noi competitoarea noastră. Iar în politică, Situația asta este exacerbată. Competitivitatea e prezentă și între bărbați, acum să fim sinceri că nu nu sunt bărbații cumva mai în politică mai molcom și mai mai liniștiți pentru că nu Da, dar nu la acest nivel. Sunt femeile mai competitive decât bărbații în politică? Da, pentru că sunt puține, pentru că Și e nevoie să dea din coate, să se lupte pentru pozițiile în care ajung, am Cumva au concepția aceasta: Băi, eu am muncit să ajung aici, vine ea să-mi ia locul." De fapt nu. Vine ea. Vine aia. Aia, bravo! Vine aia. aia. Ne exprimăm aia. ca în viață, nu ne exprimăm da, ca viață. Vine aia să-mi ia mie ce-am făcut eu. Da, greșit. Aia trebuie să te ajute. Vine aia să... să mă întrebe pe mine cum e cu proiectul ăsta de, con... de hotărâre de Consiliul Județean. Da. Cam așa s-a gândit și în legătură cu dumneavoastră, probabil. Deci, trebuie ca să putem să fim mai multe femei în politică, trebuie să lucrăm umăr la umăr. Vedeți că, la nivel european, au reușit femeile să penetreze. Pentru că și-au dorit. Nu, Pentru că numai. au fost multe și au dorit. Doamnelor, intrați în politică. Au fost unite. Dacă, știți cum e, dacă vă vin și vă rup ușa cinci doamne în același timp și spun, domnul președinte de partid, noi suntem cinci, suntem unite. Uh, noi vrem pe un loc eligibil pe cutărica. Pentru ca să ajungem la acest nivel, noi cinci trebuie să fim de acord și o punem pe cutărica deputat pe un loc eligibil, iar noi toate cele patru ne organizăm în așa fel una pe sănătate, una pe educație, pe ce ne pricepem. Asta e într-o zonă de corectitudine politică cu care, sincer vă spun, eu nu sunt neapărat de acord. Pentru că asta ar însemna să punem pe locuri eligibile femei doar pentru că sunt femei, lăsând la o parte ideea de competență. Și să păstrăm un loc sau două locuri din patru sau să păstrăm o egalitate în numărul de locuri, strict pentru femei. Nu, competența. Indiferent de sex. Într-un mediu ideal... Așa ar trebui să funcționeze. Dar suntem într-o societate bolnavă în care trebuie să facem loc și pentru bărbați, și pentru femei, și pentru transgender. Nu, suntem într-o societate în care contează feme... acuiești. Deci asta contează mai mult decât CV-ul. Nu contează cât ai muncit, nu contează de unde vii, că vii din mediul privat sau... Uh, ai în spate un trecut? Întrebarea okay. cu a cui ești vine pentru că orice politician care întreabă asta vrea să știe cum poate fi manipulat acel om. Al cui ești tu, a cui ești tu, exact asta întrebarea. Cum pot să te manipulezi? Cum pot să te strunez? Cu ce pot să te am la mână? Cu ce pot să te am în buzunar? Că asta e politica în România. Când n-au de unde să te ia Ghinion, și unde să un te pună? Viață. Nu au ce să-ți facă. Ghinion. Asta Ghinion. înseamnă că dumneavoastră ați venit pe filonul ăsta de sunteți a nimănui, ați muncit, ați ajuns în Consiliul Județean. Cum Revenim. am ajuns în Consiliul Județean ca să, că Hai, am un, ați să ajuns și... pe locul eligibil. Da, am fost pe ultimul loc eligibil pentru că tot să cum se fac aceste liste uh, și pentru că știam că există la nivel uh, național. să uh, Recomandarea Partidului Național Liberal ca pe locuri eligibile să fie un reprezentant al Tineretului Național Liberal și o reprezentată, reprezentantă a Organizației Femeilor Liberale, am considerat că toată activitatea mea din cadrul Partidului recomandă... mă recomandă, mă califică pentru a fi pe un loc eligibil. Inițial am fost pe ultimul loc. Deci eram 50-50. Nu știu sigur dacă o să da. ajungeți acolo. A fost situația aceea tragică în care domnul Iordache a decedat. Dumnezeu să-l odihnească și cumva situația asta m-a propulsat pe un loc eligibil, pentru că și după mine a mai intrat uh, domnul din cer, Jafar. Deci am intrat uh, în Consiliul Județean. Așa a fost. Ați început să deranjați uh, cel puțin pe doamna Topolov, după numai câteva luni, punând întrebări. Ce întrebări ați spus doamnei Topolov și celorlalți Consiliul Județean referitor la proiectul? privind înființarea Asociației de Dezvoltare Durabilă. Mi-e foarte drag proiectul ăsta și chiar vreau să mai întreb un consiliu. Să știți de că proiectul privind Asociația de Dezvoltare Durabilă a apărut mai târziu, adică nu a fost chiar printre primele proiecte nu. pe care le am votat. Însă, întrebarea pe care am adresat-o, eu, ca și mulți alții, băi, de unde a apărut doamna? Vătămanul. De, de unde a apărut doamna. Am întrebat-o direct pe doamna Vătămanu. Și nu. știți ce mi-a spus doamna Vătămanu? întrebați pe domnul Lupu. Dar domnul Lupu nu vrea să vină în emisiunea asta. Domnul Lupu mă refuză. Inclusiv public l-am întrebat, l-am rugat să vină în emisiune. Și refuză. De ce credeți că e frică domnului Lupu să vină în emisiunea asta? Nu cred că este frică. Să știți că domnul Lupu cred că este un tip asumat. Nu cred că este frică să vină, însă poate nu are chiar întrebările, răspunsurile potrivite la toate întrebările dumneavoastră. Întrebările mele sunt absolut normale. Mă vedeți, suntem față în față. V-am întrebat ceva anormal. Vi se pare că sunt eu un, 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 într-o setă de sânge, de consilier județean, de președinte, de consiliu județean? Nu am așa ceva. Eu pun întrebările pe care cred că le-ar pune și oamenii de pe stradă. Domnul Chițac, parcă a venit. A venit, bineînțeles, da. o singură dată. Nu cred că mai calcă, deși l mai, Nu cred că mai calcă prin studiul ăsta, deși l-am mai invitat. Nu facem altceva decât să punem întrebările pe care le-ar pune cred oricine. că L-ar ajuta să vină, pentru că știți cum este? De multe ori în politică nu contează realitatea, ci contează percepția. Din păcate, dacă sunt mai multe forțe ce se unesc pentru a-ți se crea o imagine de conflictuală, de, mă rog, de fată care nu este cea omul potrivit la locul potrivit. Credeți că există posibilitatea să creeze astfel de cumul de forțe care să creeze imagini de genul ăsta? Cel puțin aici la Constanța TV nu e cazul. Nu, aici nu. Dar, domnul Tatu, vedeți că. Din cauza faptului că toți suntem grăbiți și toți mai mult ne extragem informațiile de pe Facebook sau din publicațiile locale, și de multe ori poate nici nu citim dacă este articolul prea lung pentru că nu avem timp sau ne plictisim, cumva dacă din titlu reiese că X a făcut ceva rău, nu mai stai să citești conținutul în care reiese că de fapt X poate n-a făcut. Acel ceva Până ceva. același timp, mai e o vorbă americană care spune că orice publicitate e publicitate. Da, adevărat. Și atunci adevărat. nu văd de ce ar fi motive să refuz să vii să vorbești. Da, e adevărat, la mine nu primește nimeni întrebări dinainte, nu știe, nici dumneavoastră n-a nici pe măcar temele pe scurt. Am zis că discutăm Doar despre de demisia dumneavoastră și atât. Și atât da. Probabil, poate asta descurajează. Uh, Dar să ne întoarcem la domnul Vătămanu. Eu vă mulțumesc și sunt recunoscătoare că m-ați uh, chemat pentru că în această, în această perioadă de doi ani, deci după, nu chiar doi ani, un an jumătate după alegerile parlamentare, nu a mai fost chemată, nu a mai fost abordată, deși poate aș fi avut de spus sau de propus anumite proiecte. La nivel județan sau poate chiar și municipal. pentru că are suntem să ne întoarcem legați. puțin la domnul Nu ați aflat răspunsul la întrebarea asta de unde vine domnul Vătăman? V-a răspuns cineva sau a rămas tot la fel de retorică, ca acea mână întinsă și apoi masa uh, lasă nu, că uh, nu? Singurul semn pe care mi s-a făcut de către o persoană mi-a spus Asta ceva așa? de... Nu. A, semnul ăsta? Da. Deci, la 32 de ani de la Revoluție... Asta înseamnă că, că îl durea umărul pe, da, pe omul respectiv? Nu știu, și... există așa o forță din aceasta? Serviciile. Un păi stat, servicii stat paralel. servicii de masă, servicii de cafea? Ce servicii, mă, frate? Hai să ne uităm pe CV-ul omului momentul în care CV-ul doamnei Vătămanu a apărut la un moment dat, pentru că eu lucrez în domeniul de resurse umane și am prosul obicei de a mă uita la foarte multe detalii, chiar m-am întrebat dacă ceea ce scria acolo a verificat cineva în CV-ul respectiv, adică sunând entitatea X să întreb, băi, doamna Vătămanu a fost angajată a dumneavoastră, cum s-a terminat și așa mai departe. Pentru că oricine în momentul acesta poate să treacă în CV Știți cum este, fiecare își vinde marfa în felul Deci, în momentul în care această asociație de dezvoltare durabilă a fost înființată, a fost înființată cu acordul tuturor părților. Deci, eu nu că nu m-am supus, dar nu aveam um, căderea necesară să pun mai multe întrebări, pentru că deja aveam acel label de conflictuală. După începutul cu conflictuala, mi-am dat seama că singurul lucru pe care pot să-l fac în Consiliul Județean este să votez cu da la toate proiectele. Asta înseamnă că ei și-au atins scopul. v am închis gura. Hă, da, la acel moment, da. La acel moment, Ce s-a da. întâmplat după? Uh, Mi-am dat seama că sunt și pot mai mult decât să ridic să votez cu da. La ultima ședință de Consiliu Județean am avut -o acum pe 30 martie. Ne-au chemat fizic, m-am dus, m-am chinuit să găsesc un loc de parcare. Am ajuns și pentru că eram oricum setată și îmi pregăteam demisia la nivel mental în acel moment, m-am uitat în acea sală, m-am uitat la toți colegii mei și la tot ce se întâmpla acolo și m-am dat seama că locul meu în acel moment nu mai este acolo. În același timp vă spun sincer că și vibra telefonul de la mesajele de la birou, deci aveam treabă pentru că a fost într-o frumoasă zi de joi la ora 1, eu îmi câștig existența nu muncind la stat, ci muncind în mediul privat și aveam și chestii de făcut la birou și chiar m-am întrebat, zic, oare se merită să-mi pun activitatea mea pe locul 2 și să stau aici și să fac act de prezență? Să fiu un executant și atât. Și să fiu doar, nu știu, un element de. m-am simțit ca un element de decor. Asta fix sunt așa. în momentul ăsta toți consilierii județeni? PNL? Elemente de decor? Domnul Tatu, ăștia sunt toți consilierii județeni. Punct. Punct. Și haideți să vă dau un Indiferent exemplu. Indiferent de partid, toți sunt. să vă acum... dau un exemplu. Deci înainte de aveam un grup, am ieșit din grupul respectiv de consilieri județeni. Deci înainte de uh, ședința mare avem uh, ședințele de comisii. Și v-am spus, am prost obicei de a trece prin acele uh, proiecte de hotărâri. Și la una din proiectele de hotărâri de rectificare de buget, domnul Tatu. Pagina respectivă era în blank, era o copie, copie, copie un, un... de deci care atât de ștearsă Zic, băi, dar le spun astorea, nu le spun, iar mai iau de drept fata cearea. Și le-am scris pe grup, le-am dat uh, pagina respectivă, zic, eu nu înțeleg nimic de aici. A, și domnul președinte Lupu știe situația asta sau domnul președinte Lupu e cel care își dorește situația asta? Nu știu, eu n-am vorbit cu domnul P Lupu e despre chestia asta. președintele Consiliului Județean da. și mă gândesc că se așteaptă ca proiectele pe care le inițiază, să-i fie votate. Păi ei sunt Ele votate. Ei sunt votate pentru că dumnealui gere executanții să fie așa sau pentru că partidul vine și îi oferă acești executanți? Domnul. Adică de unde vine ordinul de Gândiți executare? Gândiți-vă că noi, fiind noi, noi, până acum trei zile noi, fiind membri ai Partidului Național Liberal și domnul Lupu fiind președintele Consiliului Județean din partea Partidului Național Liberal, noi trebuia să fim în aceeași echipă. Dar întrebați-vă de ceilalți care sunt Trebuiau să fie în opoziție. PSD-ul, de, de pildă. De pildă, PMP -ul. exact. PMP-ul. Domnul de la PMP, domnul Palas, mai are momente în care era vocal. Din punctul meu de vedere, puțin pe lângă subiect. Nu exact aplicat, dar măcar mai ieșea puțin vocal s, -a s -a mai s întâmplat ceva în ședințele alea de consiliu. M-am uitat și eu la ultima ședință, că a fost, înțeleg, și televizată înregistrată. Uh -huh. Este ca apa de ploaie ședința de consiliul județean. E ca ceaiul de mușețel. E frecție la piciorul de lemn ce se întâmplă acolo. Nu face nici bine, nu face nici rău. Totul trece... într-o armonie, toate se votează exact. cu dea. Și, aia, mă interesează de unde vine ordinul, vine de la partid sau vine de la biroul președintelui? Nu trebuie să Sau e pur și simplu din din consilierilor care fără să primească un ordin acționează așa. Nu cred că este, ok, consilierii PNL nu au nu comentăm, este normal să voteți cu da un proiect al, în care inițiator este președintele Consiliului Județean de la PNL. Chiar dacă nu crezi în el? Uh, Aici e o discuție de, 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 pur teoretică. Să știți un proiect că în care nu crezi, îl votezi? Eu nu am avut uh, niciun o, o situație în care uh, să fie un proiect în care nu am crezut 100%. Că ați mai avut îndoieli, s-a uh, mai întâmplat. Da. De exemplu, vă spun uh, acum, vă dați seama că nu e ok că o spun, uh, vă spun dumneavoastră și la momentul respectiv uh, nu am reacționat, dar mi-am dat seama că opoziția trebuia. Apropo de chestia asta, chiar la început când eu ceream întrebări, colega mea asta mi-a spus, tu ar fi trebuit să fii în opoziție, nu la puteri. Deci probabil că mă calificam cu întrebările pe care le adresam să fiu în, bari, în barca cealaltă um, am votat uh, în iunie anul trecut și acum iar um, din fonduri nerambursabile s-au alocat sume către, ok, către sport, băi și către, către oină către oină în vară, în iunie a fost, la proiectul respectiv uh, am dat către oină 200.000 de lei și către instituțiile de cultură cred că 135.000 de lei și da puse în balanță, pare cam dezechilibrată acordarea asta de bani. Hai să mergem la copii să întrebăm. Bă, vă știți ce e aia Fără să vă căutați pe Google. Nu. Nu, nu știu. Copii din ziua de azi, habar ce e aia Nici ruibii nu știu cine mai joacă. Nu mai avem încă tradiție în rugby. Da, și eu am colegi de vârsta mea care au fost ruibiși la viața lor fiind un sport așa masculin și poate ruibiși mai sunt. Păi da, oina, dați-mă la scrimă, dați-mă la rubi, dați la un sport care mai are vreo șansă. Noi am dat bani la oină. 200.000 de lei. În, în, vară, în iunie. Și acum cred că am mai dat, dar mai puțin. De data asta am dat mai puțin la oină. Acum, în ultima ședință. Deci, nu mi se pare o chestie, ca să vă fie clar, să fiu clar în nu mi se pare o chestie ilegală și nici măcar imorală. Nu, dar inechitabilă acesta. mi se pare. Ce se faci, mă, cu oina? Cine promovează mă oină? Cui pasă de oină? Cine joacă oină? Cine se uită la cei care joacă oină? Da, mai joacă cineva oină Nii. în România? deci nu da, avem public, nu avem jucători, dar totuși dăm bani. La fel și cu asociația de dezvoltare durabilă. Nu facem nimic cu ea, dar pompăm 2 milioane jumătate de euro în 4 ani de zile. Domnul în... tatu, ce face ea. poziția? opoziția? Noi... Păi o poziție inexistentă, la am avut pe domnul Enciu, USR, care nu e opoziție, știu, dar care e singurul partid care teoretic ar putea să facă puțină opoziție. USR-ul? USR-ul, USR -ul, la, la ultima ședință, um, a votat, nu s-a abținut, a votat împotrivă la cinci proiecte și uh, unul dintre ele era referitor la Asociația de Dezvoltare Durabilă, ce trebuia să promoveze, că știți că sunt acolo o grămadă de cuvinte pe principiu să fie bine ca să nu fie rău. Exact. Că până la sfârșitul întregului aranjament de cuvinte, uiți, de fapt, care e ideea. Porturile Pescărești. Asociația de Dezvoltare Durabilă trebuia să identifice porturi Pescărești la Marea Neagră și Dunări. Și cei de la USR, pentru că eu eram destul de în față și îl vedeam pe domnul Enciu, pe domnul Enciu chiar l-am văzut că nu s-a abținut ci a votat împotriva acestui proiect. Cred că. Asocierea cu, nu asocierea, mă rog, deci această, această combinație cu usr va fi de scurtă durată. Nu cred că va mai dura. Tot aud de asta -a. de un an jumate și se pare că se, se, se tot reîncălzește ciorba asta între PNL și, și USR. Se reîncălzește și USL 2.0 acum, adică a doua generație de PNL-iști iubește cu a doua generație de, de psd Și Eu am mai spus-o să se ieie ca să nu mai fie... Niciun fel de. Chiar și dumneavoastră cred că ați făcut o postare de genul ăsta, Că atunci când premierul va fi uh, ciolacu, să fuzioneze ca să nu mai fie Ii. niciun fel de problemă. Înțeleg că va deranja și asta cu. Uh... M -a, m -a deran... Nu că m-a deranjat, m-a îndurerat. Cu noul viitor președinte, sigur, al Partidului Național Liberal, domnul Ciucă. Da, până la domnul Ciucă m-a îndurerat de-a dreptul cum l-au aruncat pe Orban din barcă. Așa uh... cum l-au aruncat și pe câțu. Ca pe mânsa stricată. Da, da însă cred că câțu știa ce-l așteaptă. Adică cumva cred că undeva la un nivel, nu știu, prin ce o pădure... Orban era atât de naiv încât să nu știe? Nu, lui Orban îi place să lupte și să joace. Deci și Orban știa pentru că toți știam că o să fie 3.000 cu 2.000. Ăsta a fost targetul la ședința respectivă, la congresul respectiv. Să câștige Câțu cu 3.000 de voturi. Targetul acesta a fost îndeplinit aproape. Au fost 2.880 și deci ceva. Deci a fost de fapt o mascaradă și acea, ședință, acea adunare, acea cum era? Congresul. Congres. congres. Uh, da, a fost o mascaradă care, pe ca, care ne-a costat mult partidul. Asta e, asta e părerea mea. Bun. Dumneavoastră v-a ajuns toată situația din Consiliul Județean, toată situația în care ați considerat că nu aveți neapărat ce să faceți efectiv în Consiliul Județean, da. v-ați săturat cu ce se întâmplă în PNL și faptul că vin militarii să conducă un partid liberal și ați demisionat. Da. Ce se întâmplă după? Vă spun sincer că nu mă deranjează că domnul Ciucă este militar. Însă eu pentru că lucrez cu oamenii, eu când mă uit la un om, consider că acel om trebuie să-mi transmită ceva, de bine sau de rău. Cât sumă care îmi transmitea, la un moment dat să-i dai două palme. de uh, cel mai multe ori? Ciucă, te uiți la ciuc, domnul premier. Ciucă al nostru, cum e vorba filmului. Al meu nu. Deci, Numai. Nu, nu, nu. Deci al meu, nu ca președinte de partid, nu e, nu e din filmul acela. Nu mi-l doresc ca lider, nu, nu, doresc să fiu cu domnul Păi Ciuca. asta este exact diferența, domnul Ciucă e șef, nu lider. Nu știu dacă PNL a mai avut un lider după Crin Antonescu. Aș fi sperat, când pe câțul aluncau pentru că se știa că o să, câțul o să plece, aș fi sperat să vină un domn precum Dan Motreanu sau Ilie Bolojan, Bolojan la conducerea partidului. Partidul Național Liberal chiar are oameni de valoare. Eu am fost mândră. Dar, din păcate, este fost... în slujba unui singur om. În acest, în acest moment, din păcate, așa se văd lucrurile, așa se spun. Este Eu... evident că da. e așa. Adică spun. e de domeniul evidenței. Haideți să revenim la dumneavoastră. Ce urmează după, după demisie? După demisie, deci mi-am depus demisia luni la, până la 12. Domnul președinte Huțu, nu m-a sunat să mă întrebe nimic, să-mi spune ceva. Ceea ce v-a surprins? Uh, m-a dezamăgit. Okay. Adică, mă așteptam chiar să mă sune eventual să mă certe, sau orice. A căzut beleaua pe Crușoveanu nu săracul, să facă jobul. Oficiul ăsta. Asta. Da, să mă sune și în jumătate de oră să ne spunem acolo ce am avut de spus. Uh, și domnul Lupu m-a sunat. Recunosc că domnului Lupu nu i-am răspuns la telefon pentru că aveam pe cineva în birou, și sinceră să fiu, nu l-am sunat după aceea pentru că m-am gândit că poate vrea să mă dea la întors și nu aveam nevoie în acea zi de nimeni să-mi spună, hai Mihaela, nu știu ce facem, moartea că. Încă puteați și... fi întoarsă în ziua respectivă, înțeleg. În ziua respectivă nu, știu, nu, nu a scrisesem pe Facebook, uh, am scris după amiază, chiar am fost curioasă că au fost colegi de ale dumneavoastră din presă care au aflat înainte ca eu să scriu și de aceea am scris. N-aș fi vrut la acel moment să îmi fac publică demisia. Am zis, sau mă obișnuiesc eu mai întâi, să o diger eu și după aceea să o dau publicității. Să vindecați cumva rana înainte ca ea să se producă. Un fel de. Bun, deci domnul Lupu v-a nu i-a răspuns, domnul Crușoveanu ați vorbit jumătate de oră. Da. Ce se întâmplă pasul următor pentru omul politic, Mihai la uh, În acea după amiază m-a sunat și Ludovic Orban și mi-a spus, hai Mihala, ia-l pe bola de mână și haideți să faceți treabă la, la Constanța. Și răspunsul nostru a fost? Uh, eu nu vă ascund faptul că cu Bola m-am mai întâlnit în această perioadă destul de des. Am tot vorbit, ne-am tot sfătuit, ne-am tot întrebat unul pe altul ce e bine și cum e bine. Și, domnul Ior, domnului președinte Orban, pentru că pentru mine tot președinte a fost și va rămâne, i-am spus, da, domnul președinte, o să pun numărul lângă Bogdan Bola și o să încercăm să aducem forța dreptei la Constanța, poate nu pe cai mari, dar măcar să, să fim și noi, să contăm și, și noi la Constanța. Să aduceți acea bucată de liberalism în care credeți și pentru care ați plecat din Partidul Național Liberal. Da, Ca da. Ca să spunem așa frumos, o îmbrăcăm în cuvinte Corect, frumoase. Corect, frumos, adevărat. Câte femei pleacă din organizația județeană a PNL Constanța după dumneavoastră? Că mă gândesc că acolo s-a organizat o, o șezătoare cu bocet o după Tati. ce ați da, Acum suntem în faza de bocet. Uh, Le-am explicat doamnelor că n-am Doamne, nimeni. Doamnele sunt așa ca luptătorii medievali din filme când cad la pământ, curge ultima picătură de sânge da. și la final când se întâmplă să fie punctul culminant, se ridică, scot sabia și pleacă la luptă. Așa mă gândesc că o să fie. Acum e bocet în un ofele constant. Da, nu vreau să le stric rostul doamnelor deocamdată. Gândiți-vă că suntem de-abia în 2022, în prima parte a anului. Vor fi alegeri în 2024. Uh, am multe uh, colege în. Ofele și în PNL, ce sunt uh, o funcție de consilieri la nivel local, în comunele de din care fac parte și așa mai departe. deci... Le stricați rostul dacă le chemați acum. Deci le-a spus printre cuvinte, doamnelor din Ofele, și Constanța, mai stați cu mandatele acolo până înainte de alegeri, după aia puteți să plecați la Forța și dacă Drepte. Nu, înainte de alegeri, cu ceva timp. Cu pentru ceva că... timp, adică da. undeva în 2024, la început, puteți să vă dați demisiile, să veniți în Forța Drepte. vă spune doamna Mihaela Crieciu, au înțeles mesajul. Doamnele, puteți să vă uitați și direct în cameră, da. să le spuneți asta. Deci, doamnelor, știți ce aveți de făcut. Nu. Fiecare trebuie să stea în băncuța ei. Tocmai s-au aprins niște becuri în, în sediu PNL în momentul ăsta nu o să știu. fie luate la, la puricat toate doamnele din Ofele Constanță. Da. Uh, știți cum este. Ați uh, aruncat o bombă în momentul este, ăsta. Acum. Uh, noi nu ne dorim, la forța dreptei, să devenim un PNL mai mic pe verde. Noi ne dorim și cu să, să... atragem... Să vă spun ceva, Fania, așa ca o paranteză. Um, am acasă gartul în formă de acel copac cu mulți ani de a ști de forța dreptei, chiar când am văzut sigla, zic mă, ăștia au venit și mi-au luat copacul. E ca. destin. Da, e ceva. Nu doamnele din PNL și OFL vor rămâne pe poziții în PNL, unde Deocamdat. au muncit. Deocamdată. Avem nevoie și de fresh meat, de carne nouă, de suflu nou. Probabil că pare un șablon după câte s-au întâmplat mai există, pe scena politică. Mai există fresh meat, mai există carne proaspătă pentru politica românească? A vrut USR-ul să fie politicianul nou, neimplicat până acum. A vrut Aurul să fie la fel, da. politicianul nou, neimplicat până acum. Vrea și forța dreptei să ia... De unde, de unde facem atâția politicieni pentru domnul toate tatu, partidele și partidulețele astea care domnul se inventează? Tatu, eu zic că mai există, pentru că... Doar să mergeți de la grădiniță să-i recrutați. Încă, da, e o idee bună, dar nu ne ducem chiar acolo. Mă gândesc că sunt foarte mulți oameni de bună credință și care vor să se întâmple lucruri bune în acest oraș și în acest județ și care își doresc să nu plece de aici, pentru că ați văzut, asta e o mare problemă. Sora mea locuiește în Franța, a plecat împreună cu soțul ei de ani buni și de multe ori îmi spune și că tu acolo când mai rămase ca și cum peste gunoi îi dai un ruș pe buze sau îl aurești. Da, eu am rămas ca să schimb ceva, să îmbunătățesc ceva, că a schimba poate un cuvânt Prea mari. Dar să îmbunătățești cred că este loc de Și dacă n-ați putut la PNL, încercați pe în uh, Forța Dreptei. Da. Și totuși, după dumneavoastră și domnul Bogdan Bola, nu mai pleacă nimeni din PNL spre Forța Dreptei? Nu știu. Vom vedea. Urmează să vedem. Nu-mi nu stricați surpriza? Nu-mi dați păi, nu niciun... Nu vă Dați-mi un breaking news să pot nu, să mă uși în cameră ca gâdea să spun breaking news. Nu, 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 nu? am ce să... Nu, nu, pentru că Cumva, de asta eu, când mi-am dat demisia, m-am simțit eliberată. Ești cumva captiv, domnul Tatăl? De obicei, atunci când vine o astfel de demisie, ea nu vine fără un sprijin, fără o formă de, de a nu vă simți singură. Dați-mi voie să vă spun că eu cred că nu v-ați simțit singură când ați dat demisia asta. Eu cred că v-ați bazat și pe niște alte doamne din PNL care să vină cu dumneavoastră. Nu, Greșesc? Nu, nu numai, doamne. Și domnul. Nu numai doamnă. Felicitări. Nu numai doamnă. Deci rupeți o bucată din PNL să o duceți spre forța dreptei? Nu o rupeți. Nu eu. o rupeți. O, nu o rup desfaceți eu. delicat. Nu o rup eu. O rupe PNL-ul. Prin tot ceea ce face. Când pe... să ne așteptăm la mișcarea asta? De rupere? Curând. Ok. Curând. To Știți cum este. Toți au anumite funcții. Și toți trebuie să renunțe și să-și strice rostul pentru o nebunie, pentru că acum proiectul Forța Dreptei, fiind într-o fază așa incipientă... E o nebunie frumoasă Este o, o nebunie. Dată. Este mult de muncă, dar este o provocare și mie îmi plac provocările și de aceea am zis i-am zis domnului Ludovic Corban da. Nu-mi dați nume, dar dați-mi măcar un număr. Câte persoane? A, nu, că nu, sunt, nu, nu lucrăm în bal, nu lucrăm cu în persoane și nu avem nici target, nu știu, 50 de persoane. Însă ca să vă dau așa un hint, de exemplu, ieri, după amiază, m-am întâlnit cu o domnișoară din uh, Partidul Național Liberal, ce a fost membra Partidului Național Liberal și și-a dat demisia în 2020 și a fost, uh, este fosta președintă a Organizației de Tineret de la Municipiu. Și știți cum e? E acel networking. Ne aducem unii Bine pe tot. alții. Eu am avut o relație foarte bună cu domnișoara respectivă lucrează tot în mediul privat, este open mind și este o fată foarte ok, care este, ea era deja la forța dreptei până să îmi dau eu demisia. Oamenii vin singuri, nu trebuie să convinși domnul tatu. Aici cumva ușurința situației. Nu trebuie să vin eu să vă spun, domnule Tatu, vreți să veniți la Forța Dreptei? Mulțumesc, nu. Vă mai gândiți, domnule Tatu. Asta înseamnă că domnul Bogdan Huțucă și cu domnul Septimiu Borceanu, chiar domnul Septimiu Borceanu v-a sunat? Nu, Se Septimiu este la municipiu, președinte la municipiu, eu nu mai eram în biroul politic municipal după alegerile lui Septimiu din mai, parcă au fost și nu am avut cu Septimiu nicio situație în care să trebuiască Septimiu să mă sună pe mine. Cei doi domni vor avea de gestionat o hemoragie de membri. Uh, ei, uh, să știți că nu stau nici ei de pomană. Ei lucrează la păstra uh, legată organizația. S-a văzut cum au păstrat în tineret pe domnul Pașcu, care știam din surse anonime că era pe care să plece spre forța dreptei și totuși a rămas încă. I-au dat o funcție domnului Pașcu. Păi da. Da. Uh, ei lucrează, adică ei lucrează la a-și păstra membrii, chiar știu că și zilele acestea se tot întâlnesc, adică președinții de organizații cu primarii tot se văd în anumite locații private și stau de vorbă, deci președintele organizației și Septimiu fac tot posibilul să-i țină aproape. Numai că în momentul ăsta nici ei nu știu pe cine țin. Că, în, moment, în momentul ăsta nu știu dacă știu că domnul doritorii, care, doritorii de forța dreptei și care sunt încă în PNL nu sunt cunoscuți. Să vă mai spun ceva domnul Ludovic Orban toată ziua pentru că acum timpul îi o permitem asta face îi sună membrii, își sună primarii cu care vedeți, asta a fost marele avantaj al lui Orban el venea și vorbea și avea o relație personală cu foarte mulți primari se știa de zeci de ani și au legat o relație de prietenie da, toată lumea a înțeles că nu aveau cum să-l voteze pentru că it's all about money. Acolo, acolo așa trebuia să fie sigla la congresul din 25 septembrie, it's all about money, pentru că chiar asta a fost, totul a fost despre bani și despre cum domnul Câțu, care atunci era și premier, va împărți banii către, către primării. Însă va fi interesant, pentru că nimeni nu -și vrea să-și pierdă mandatul și dacă ești primar în funcție, dar nu o să-ți dai demisia, că nu ești nebun, cât vor veni la forța dreptei atunci pe ultima sută de metri. Dar până atunci va fi mult de muncă pentru că trebuie să organizați, înființate, vorbit cu oameni, mers în județ și în municipiu. Muncă de politician de la firul ierbii. Da. Dar nu mai neglijați oamenii aia mărâți care ajung să cadă în plasa unor partide ca aur astfel încât să avem procente de genul celor pe care le-am avut la ultimele alegeri. Asta ar da. fi un sfat, dacă mi-l permiteți, pentru Forța Dreptei. Mergeți încă de la cei mai amărâți români și de acolo începeți să lucrați până la antreprenori, chiar dacă sunteți un partid liberal și nu aveți politici sociale. Vă mulțumesc pentru prezența la Constanța TV. Eu. Mult succes dacă o să aveți cu Forța Dreptei. Să, și să ne revedem cu bine după alegeri, când eventual o să aveți un nou mandat de candidați undeva. Este prematur să spun acum ce se va întâmpla în 2024. Bineînțeles că orice politician atunci când activează, are un target, însă e prematur. Mă mai invitați, mai vin și mai vorbim. Sigur că da. Mulțumesc încă o dată, doamna Mihaela, pentru prezența la Constanța TV. Vă mulțumesc. Și dumneavoastră vă mulțumesc dacă ați rămas până la final. Ne revedem și săptămâna viitoare. Încercăm să găsim subiecte care să vă intereseze și pe dumneavoastră. Dar până atunci, între alb și negru, dacă putem să readucem puțin echilibru, e cel mai bine. Vă mulțumesc.